Mergem mai departe astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu în studiul nostru din Evanghelia după Luca. Am ajuns prin Harul Domnului la a doua parte a capitolului 18 în care vom vedea doi oameni care s-au întâlnit cu Domnul. Unul, din păcate, a plecat trist înapoi, iar celălalt a primit ceea ce își dorea, nu doar vindecare pentru trupul său, ci și mântuire pentru sufletul lui. Primul dintre acești doi oameni este cunoscut și sub numele de tânărul bogat și vom citi începând cu versetul 18. Un fruntaș a întrebat pe Isus: Bunul învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Isus: Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Și aici se face precizarea că acest om era un fruntaș, adică un lider al evreilor. În textul paralel din Evanghelia după Matei, în capitolul 19, se spune și că era un tânăr. Probabil că era aflat undeva în partea finală a tinereții lui, să spunem așa, în partea trecerii spre vârsta maturității. Pentru că, la un moment dat, spune el Domnului, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Și pentru că este numit tânăr, înseamnă că. Se afla undeva probabil dincolo de vârsta primei tinereți. Felul în care el a venit la Domnul a fost unul potrivit pentru că s-a plecat înaintea Lui, spune în cealaltă parte în Evanghelia după Matei și l-a abordat cu respect. Acest om avea o căutare adevărată după un lucru pe care cei mai mulți din zilele noastre îl neglijează, și anume viața veșnică avea o frământare în inima lui, cu siguranță era un om moral, încercase să păzească toată legea. De fapt vom vedea că el spune că a păzit toată legea pe care Dumnezeu i a dat-o lui Moise și prin el întregului popor Israel. El spune, eu am păzit toate lucrurile acestea, dar nu avea siguranța aceasta că dacă va trece în veșnicie, va intra în viața veșnică. Și, dragii mei, să știți, în acest punct se deosebește de foarte mulți oameni din zilele noastre pentru că în societatea asta materialistă a zilelor din urmă, în societatea aceasta care l-a respins pe Dumnezeu, care îl ignoră, care s-a îndreptat tot mai mult spre secularism, spre ateism, nu mai sunt atât de mulți oamenii care să se întrebe ce va urma după viața aceasta. Nu atât de multe persoane și mai pun întrebarea cum să fac să am viața veșnică. Și întrebarea lui este bună, însă formula lui de adresare arată faptul că nu înțelegea în fața cui se află. Vine la Domnul și se adresează cu această formulă: bunule învățător! În vremea Domnului Isus erau foarte mulți rabi sau rabini, oameni care îi învățau pe cei din poporul evreu din legea lui Moise, existau mulți învățători ai legii. Și iată, el se apropie de Domnul cu această formulă de adresare. Bunule, învățător! Și, într-adevăr, Domnul era un învățător, însă nu ca oricare dintre cei care învățau legea în vremea aceea în Israel, ci, de fapt, el era fiul lui Dumnezeu. Iar, prin răspunsul său, Domnul încearcă să-i atragă atenția asupra acestui fapt. Cine era el cu adevărat? Cine era cel în fața căruia venise acest tânăr bogat? îi răspunde la. Felul în care i s-a adresat cu această întrebare, pentru ce mă numești bun? Iar răspuns Isus, nimeni nu este bun decât unul singur Dumnezeu. Cu alte cuvinte, gândește-te bine, dacă tu mă numești bun, iar singurul cu adevărat bun, în mod perfect este Dumnezeu, ai o alegere de făcut. Ori mă consideri mai puțin bun, ori trebuie să consider într-adevăr că eu sunt Mesia Fiului Dumnezeu. Încearcă să-i atrag atenția că de fapt. El nu era doar un bun învățător, nu era un simplu învățător ca toți ceilalți, ci el era Mesia Fiului Dumnezeu. Și aici a fost principala problema acestui tânăr bogat, faptul că nu știa cui îi se adresează, nu știa cu cine vorbește. De fapt, credea doar că este vorba de un învățător în plus, care avea o învățătură bună, deosebită și ar fi vrut și el să afle opinia acestui Isus din Nazaret, despre ce ar trebui făcut ca să primească viața veșnică. Faptul că el spune că ar trebui să moștenească viața veșnică poate fi interpretat și în sensul acesta al apartenenței la poporul Israel. Cei care erau în vremea aceea în Israel se considerau pe drept urmașii lui Avram, ai patriarhilor care primiseră făgăduințele lui Dumnezeu și cumva credeau că prin simpla naștere în poporul lui Dumnezeu. Ei trebuiau să moștenească viața veșnică, probabil că la asta s-a referit acest tânăr bogat, că există o moștenire, dar nu avea o siguranță totală în inima sa că va ajunge în eternitate să aibă viața veșnică, de aceea pune această întrebare Domnului Isus. Iar primul lucru pe care îl arată Domnul este că nu știa, de fapt, cu cine vorbește, nu înțelegea că în fața lui. Era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu întrupat, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, așa cum avea să scrie mai târziu Apostolul Pavel. Domnul îi citește căutarea, vede ce este în inima acestui om, știa, bineînțeles, întreaga lui viață și îi pune înainte o parte din legea lui Moise, o parte din decalog, pentru ca astfel. Să se poată vedea în oglinda lui Dumnezeu, fiindcă legea, dragii mei, nu-i mai mult decât o oglindă în care un om trebuie să-și vadă starea de păcat, în felul acesta să poată alerga pentru a primi iertare, să poată căuta mântuirea lui Dumnezeu. Iată așadar răspunsul pe care îl dă Domnul în continuare: știi poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe Tatăl tău și pe Mama ta. Practic, domnul îi pune aici în față oglinda și trebuia ca acest tânăr să se analizeze în lumina Scripturii, să vadă că viața lui nu era conformă în totul cuvântului lui Dumnezeu și să caute, în primul rând, iertarea de păcate, fiindcă legea lui Dumnezeu, dragii mei, funcționează în forma aceasta. Ea ne arată cine suntem și ce nevoie mare avem de iertarea lui Dumnezeu. Așa trebuia, de fapt, să funcționeze și în cazul poporului Israel, pentru că nu erau doar legile acestea lăsate în decalog și în cealaltă parte a celor cinci cărți ale legii în Tora, ci era prevăzut în lege și un sistem al jertfelor pe care trebuiau să le aducă înaintea lui Dumnezeu. De fiecare dată, practic, când ei încălcau legea Domnului, trebuiau să se ducă la cortul întâlnirii. Să aducă un animal de gerfă, să-și pună mâinile pe capul animalului și, în gura mare, în fața tuturor, să-și mărturisească păcatul. Privind la sângele acela care era vărsat în locul său, trebuia să-și dea seama de gravitatea păcatului și de faptul că trebuia să existe o plată pentru fiecare păcat. Iar Apostolul Pavel arată care este această plată: plata păcatului este moartea. Dragii mei, întreg sistemul acesta al legii indica spre jertfa perfectă a Domnului Isus. Evreii trebuiau să-și dea seama că au nevoie de iertare și că sângele acela vărsat nu putea să aducă iertare nici măcar pentru un păcat. Era doar un simbol, un indicator către jertfa Fiului lui Dumnezeu. Trebuia să fie o jertfă perfectă care să ispășească păcatele noastre prin care Moartea pe care noi o meritam să fie suferită de altcineva, iar această jertfă perfectă a adus-o Domnul Isus atunci când a murit pe cruce. În felul acesta și numai așa se poate căpăta mântuirea lui Dumnezeu. Iar revenind aici la partea aceasta pe care Domnul îi arată tânărului bogat, într-adevăr, trebuia ca el să-și vadă starea, să se vadă așa cum era, și dacă este să o iei pe deasupra, să privești doar în mod superficial aceste legi, aparent. Nu era dificil să le ții pentru că au existat și încă mai există oameni morali care n-au ucis, care n-au furat, care nu și-au înșelat nevasta. Însă, Domnul ia aceste legi și le ridică standardul. Dacă ne uităm în capitolele 5 până la 7 din Evanghelia după Matei, vedem că nu este vorba doar de păcatul în sine, ci și de. Ceea ce este în inima omului. De exemplu, în cazul poruncii pe care o arată Domnul aici prima dată, să nu prea curvești, el precizează că oricine a privit doar în inima lui a și prea curvit. De asemenea, în cazul poruncii să nu ucizi, Domnul spune că oricine s-a mâniat pe fratele său deja l-a ucis în inima lui. Practic, el ridică standardul legii la un nivel mult mai înalt. Pentru că Domnul privește și atitudinea inimii noastre, de acolo se nasc toate faptele și toate păcatele. Din păcate, însă, tânărul acesta suferea de o orbire spirituală, care rezultă foarte clar din răspunsul său dat Domnului. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis îți mai lipsește un lucru. Vin de tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot că era foarte bogat. Când a spus că el a păzit toate aceste lucruri, de când era și mai tânăr, deja încălca una dintre legile arătate de Domnul mai înainte, să nu faci o mărturisire mincinoasă. Deja dădea o mărturie falsă în privința vieții sale, pentru că nimeni n-a putut vreodată să țină legea lui Dumnezeu, nimeni n-a putut să fie considerat neprihănit prin faptul că ar fi păzit toate legile lui Dumnezeu, fiindcă prin lege doar vine cunoștința păcatului, nu există niciun om care să fi trăit în mod perfect în afară de Domnul Isus Hristos. El este Fiul omului singurul, cu adevărat perfect, care a împlinit în întregime legea lui Dumnezeu și fiind fără păcat a putut să poarte păcatele noastre în trupul său pe lemnul crucii. Revenind însă la acest tânăr care a venit în fața Domnului Iisus, dragii mei, ce răbdare are Domnul cu el, nu îl apostrofează, nu îl mustră, putea să-i spună ești un ipocrit, putea să-i dea fățărnicia pe față, însă are răbdare, îi citește inima, îi vede problema aceasta a orbirii spirituale, pentru că, într-adevăr, nu-și vedea tânărul starea adevărată înaintea lui Dumnezeu și continuă să-i vorbească, continuă să-i arate care era problema sa. Așa cum am citit în versetul 22, îi spune, îți mai lipsește un lucru, vin de tot ce ai, în împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Și cred că avea acest tânăr o șansă de a deveni unul dintre ucenicii Domnului. Poate nu dintre cei 12, deși Iuda a căzut și a fost un loc liber care s-a ocupat după aceea, după moartea și învierea Domnului Isus, dar putea să fie parte dintre cei 70 de ucenici sau dintre cei 120 care au fost în camera de sus în ziua cinzecimii. Deci Domnul îi face o invitație de a fi și el un ucenic al Său însă îi pune și o condiție. Îi arată ce îi lipsește, îi pune degetul pe rană, îi arată că el era cu inima lipită de comorile sale, de bogăția sa și îi cere acest lucru, vinde tot ce ai în la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Cu alte cuvinte, lasă comorile de pe pământ, lasă bogățiile acestea și pune preț pe adevăratele bogății, pe adevărata comoară pe care o vei avea în ceruri fă schimbul acesta, renunță la bogăția ta materială, la bogăția aceasta temporară pe care o ai pentru o vreme doar și vei avea o comoară în ceruri. Vino și urmează-mă pe mine. Aceasta a fost invitația Domnului Isus și, repet, ar fi fost o onoare pentru acest tânăr faptul că Domnul îl invita să meargă în urma sa, să fie unul dintre ucenicii săi. Răspunsul său, din păcate, a fost unul negativ. Acesta este un exemplu clar de om chemat să-L urmeze pe Domnul, care însă n-a fost dispus să plătească prețul uceniciei acela de a se lepăda de sine. Și vreau să fac aici o mică aplicație. Dragii mei, când Domnul ne cheamă să-L urmăm pe El, când ne cheamă la mântuire, nu este vorba doar de a căpăta iertare de păcate prin sângele său vărsat la cruce, prin jertfa lui perfectă, ci este și o cale a uceniciei. Noi nu putem doar să ne luăm mântuirea fără să-l urmăm pe el. Noi trebuie să mergem în urma lui, să fim ucenicii săi. Însă, atenție mare, condițiile uceniciei le pune el. Nu-l urmăm pe Domnul în condițiile noastre, așa cum ne place nouă, așa cum credem noi că ar fi mai bine, nu așa se merge în urma Domnului Isus. Cei care spun doar că și-au primit mântuirea și pe urmă își trăiesc viața cum vor, fiindcă sunt liberi, trăiesc într-o mare înșelare. Domnul Isus pune această condiție a lepădării de sine și în cazul acestui tânăr nu era vorba atât de mult de bogăția sa, ci de lepădarea de el însuși, fiindcă în momentul în care el și-ar fi lăsat bogăția în urmă, practic acest lucru constituia punctul maximal lepădării de sine, însemna că el își schimba total viața și devenea dintr-un om bogat, dintr-un lider al iudeilor, un ucenic care, bineînțeles, ar fi urma să trăiască de multe ori în lipsuri, așa cum trăiau ucenicii Domnului și în plus urma să aibă parte și de prigoană. Pus în fața perspectivei de a își schimba total viața, de a se lepăda de sine și de a-l urma pe Domnul, tânărul are o atitudine regretabilă, spune aici cuvântul, s-a întristat de tot că era foarte bogat. Din momentul acela și-a pecetluit viitorul, fiindcă atunci când nu ești dispus să-l urmezi pe Domnul în condițiile pe care el le pune, îți pierzi șansa de a căpăta viața veșnică. Și dragii mei, să știți, noi suntem aici pe pământul acesta trecători. Viața noastră este ca un punct pe o linie a infinitului, pe o dreaptă care merge spre infinit și nu trebuie să avem alt scop în viață decât să găsim viața veșnică. Lucrul cel mai important din perioada pe care o petrecem pe acest pământ este să găsim modalitatea de a primi viața veșnică, de a ne avea asigurată eternitatea, iar aceasta este într-o singură formă, primind mântuirea Domnului Isus și pe urmă devenind un ucenic al său, mergând în urma sa, așa cum fusese invitat și tânărul bogat. Din păcate, el și-a pierdut șansa de a-L urma pe Domnul, a rămas cu bogăția lui, probabil că a mai trăit câțiva ani, după care și-a pierdut tot, inclusiv posibilitatea de a avea viața veșnică. Faptul că tânărul acesta s-a întristat și s-a întors la viața lui de mai înainte, fără să-L urmeze pe Domnul, l-a făcut pe el să emită în fața ucenicilor un principiu general valabil pentru toți bogații care vor fi invitați vreodată să-l urmeze de-a lungul istoriei creștine. Așa cum citim începând cu versetul 24, Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau au zis, atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. A fost încă o dată vorba de o afirmație care a răsturnat total felul în care iudeii îi priveau pe oamenii bogați din vremea aceea. Vă amintiți că am spus de mai multe ori că ei considerau potrivit învățăturii Vechiului Testament că bogăția este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cei care erau bogați se aflau sub binecuvântarea lui Dumnezeu, în timp ce oamenii săraci sau bolnavi cu siguranță trebuie să fi avut vreun păcat în viața lor, fiindcă n-au primit aceste binecuvântări. Cam așa gândeau ei, porneau de la imaginea aceasta a lui Avram. Până astăzi mai sunt unii chiar și printre creștini care consideră că trebuie să fii bogat pentru că Avram a fost bogat. Dragii mei, iată ce arată Domnul aici: că ar fi mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și în punctul acesta nu prea ai cum să spiritualizezi, nu ai cum să dai o interpretare figurativă textului, fiindcă Domnul arată foarte clar că este vorba de o imposibilitate. Un om bogat care rămâne lipit de bogățiile sale nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Oricum s-ar interpreta imaginea aceasta a cămilei care trebuie să treacă prin urechea acului, fie că este vorba de o funie, au zis unii, care nu se putea strecura prin urechea unui ac, sau a fost și altă imagine că era vorba de o intrare foarte îngustă prin care o cămilă nu putea să treacă sub nicio formă. Cert este că adevărul este unul singur. Un om bogat nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu fără să renunțe la viața lui. Și, de fapt, adevărul este mult mai amplu, fiindcă nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu fără o naștere din nou. Trebuie să fii transformat într-o făptură nouă. Tânărul acesta bogat. Trebuia să renunțe la viața lui veche și să fie transformat într-un ucenic al Domnului. Aceasta însemna o făptură nouă. Era vorba, cu alte cuvinte, de o autentică naștere din nou. Iar principiul general de intrare în împărăția lui Dumnezeu este acesta: nașterea din nou. Așa cum el i-a spus și lui Nicodim, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să fie o schimbare, fiindcă oamenii care au astfel de averi sunt și obișnuiți cu o viață dusă în lux, în plăceri, în împlinirea tuturor poftelor firii pământești. De aceea, Domnul spune că nu se poate ca un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu doar dacă el se naște din nou. Aceasta este singura posibilitate de intrare în împărăția Domnului. În capitolul următor vom vedea pe un alt om bogat. Numit Zacheu, unul dintre cei care colectau taxele pentru Imperiul Roman, ceea ce în scriptură este numit Vameș, acestui om, Domnul, nu trebuie să-i mai spună nimic despre averea lui, fiindcă, în momentul în care intră Domnul în casa lui, el se ridică și spune că jumătate din averea sa o va da săracilor, iar dacă a nedreptățit pe cineva cu ceva, îi va da înapoi împătrit pentru el, așadar n-a mai fost nevoie de această cerință pe care Domnul i-a pus-o tânărului bogat, fiindcă a avut loc o naștere din nou, de aceea Domnul spune că și Zacheu este un fiu al lui Avram, adică este un om credincios, un om care s-a născut din nou și dovada nașterii din nou a fost tocmai acest lucru, faptul că el a renunțat cu ușurință la bogățiile sale nu știm cu cât a mai rămas după ce și-a împărțit averea, jumătate din avere săracilor și după ce a dat înapoi ceea ce era dator. Cert este că din momentul acela el a devenit o făptură nouă. Dragii mei, aceasta este condiția pe care o pune Domnul. Este vorba de o autentică naștere din nou. Nu că oamenii bogați și-ar cumpăra un loc în cer prin faptul că renunță la abuțiile lor. Nu așa se poate intra în împărăția Domnului, nu aceasta este calea, însă bogățiile, ca și alte lucruri din viața noastră veche, alcătuiesc o piedică peste care nu se poate trece dacă vrem să fim oameni credincioși. De aceea, trebuie ca piedica aceasta să fie înlăturată, iar acest lucru se întâmplă în momentul în care omul se naște din nou. Nu îi se mai pare greu că trebuie să renunțe la stilul lui de viață de mai înainte. Ce îl urmează pe Domnul, bucuros că a primit mântuirea și că se îndreaptă spre viața veșnică. De aceea, în fața mirării ucenicilor care au început să se întrebe dacă așa stau lucrurile, atunci cine mai poate intra în împărăția lui Dumnezeu? Răspunsul său este acesta: Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Dumnezeu poate lua un om care a fost toată viața sa cu inima lipită de posesiunile sale materiale, care a fost lacum de avere, care a fost hrăpăreț, adică apucător, care a căutat să se îmbogățească cel mai adesea prin mijloace ilicite, poate să ia un astfel de om și să-l transforme într-o făptură nouă. De aceea Domnul a spus aceste cuvinte, ce este cu neputință la oameni, este posibil la Dumnezeu. Dumnezeu poate să transforme Chiar și pe cel mai bogat om de pe fața pământului, într-un copil al său, bineînțeles, el nu va trece niciodată de voința liberă pe care fiecare dintre noi o avem. Este nevoie de o decizie, a fost pus și acest tânăr bogat în fața unei decizii. În funcție de cum decidem, vom primi putere de sus pentru a fi transformați, pentru a fi ucenici ai Domnului Sus, iar lucrul acesta vom vedea că nu este deloc dificil. În acest context al părăsirii avuțiilor și confortului unei vieți trăite în lux și în prosperitate, Petru face o afirmație în numele tuturor ucenicilor. Atunci Petru a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Isus le-a zis, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor Viața veșnică. Și, dragii mei, observați cât de bun și îndurător este Domnul. El nu doar ne dă viața veșnică, ci vorbește și de o răsplată în veșnicie, de faptul că renunțările noastre vor avea o recompensă în momentul în care vom fi în ceruri. În cazul ucenicilor, este puțin nepotrivită afirmația lui Petru care spune: Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și ar fi putut Domnul să-i răspundă: La ce ai renunțat, tu, Petru? ce avea Petru doar o barcă și un năvod pe care din când în când și-l mai cârpea nu avea practic multe lucruri la care să fie renunțat, însă observați ce răbdare are Domnul și cum îi răspunde la această observație, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat, Domnul îi spune, atenție Petru vei primi însutit în veacul de acum, iar în viitor lucrul cel mai important, viața veșnică ceea ce căuta acest tânăr bogat ceea ce îl făcea să nu aibă liniște atunci când se gândea la eternitate. Iată, ucenicii primiseră pentru că l-a urmat pe Domnul, spune el, în veacul viitor voi veți avea viața veșnică. Și vorbește și despre o răsplată în viața de acum. Iar unii au găsit un motiv de a predica Evanghelia Prosperității. Tu dă Domnului o sumă de bani și El îți va da însutit. Ca un fel de joc din acesta piramidal. Tu dai o sumă și aștepți să primești de nu știu câte ori mai mult. Iată pe ce se bazează Evanghelia Prosperității, pe faptul că tu îl faci dator pe Dumnezeu, fiindcă îi dai lui zeciuiala ta sau nu știu ce sumă importantă de bani, iar el cumva s-a angajat că îți va da înapoi de 100 de ori mai mult. Dragi mei, pentru noi pare puțin ridicol să gândești așa, însă sunt oameni care chiar cred asta, și se predică această Evanghelie a Prosperității, poate nu chiar în forma aceasta foarte evident greșită, însă se cultivă această idee că omul, prin ceea ce dă, îl face dator pe Dumnezeu să îi răsplătească. Lucrurile nu sunt chiar așa, pentru că noi oricum nu avem nimic care să fie al nostru. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Noi suntem doar, spunea Apostolul Pavel, responsabili de lucrurile acestea. Nu ne aparțin nouă, tot ceea ce avem cu adevărat este partea spirituală, atât este al nostru și ceea ce strângem pentru veșnicie. Restul sunt lucruri trecătoare, nu sunt ale noastre, sunt date doar în Administrație. Cu privire la ceea ce urmau să primească ucenicii, chiar și în viața aceasta trecătoare, iată ce spune Domnul în Evanghelia după Marcu. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor viața veșnică. Și bineînțeles, mai spun încă o dată, nu-i vorba că tu ai da o casă și Domnul ți-ar da 100 înapoi, nu-i vorba că tu ai renunțat la o sumă și Domnul ți-a dat de 100 de ori mai mult. Aici este o interpretare foarte clară. Cel care renunță la confortul casei lui, cum au fost ucenicii, pentru a vesti Evanghelia, vor fi primiți în foarte multe case. Noi înșine am probat aceasta când am fost în misiune, am fost primiți în multe case. În sensul acesta trebuie înțeles cuvântul. Am avut de 100 de ori mai mulți frați, surori, mame, copii, și în plus holde referitor la ogorul acesta al Domnului. Dar atenție, peste toate acestea Domnul adaugă încă un lucru împreună cu prigoniri. Și aici evangeliștii prosperității nu mai adaugă și partea aceasta pentru că nu le-ar suna bine. Dragii mei, să știți, Domnul echilibrează lucrurile. Vom avea și în viața aceasta frați, surori, locuri în care să fim primiți ca acasă vom avea toate aceste binecuvântări pe care le presupune o întoarcere la Dumnezeu, dar atenție, ele vin împreună cu prigoniri. Însă lucrul cel mai important este că în veacul viitor, după ce vom trece din această viață, vom intra în viața veșnică. Acesta este lucrul care contează, lucrul pe care omul trebuie să-l caute cu stăruință în timpul pe care îl petrece pe pământ, să primească în dar Viața veșnică prin harul lui Dumnezeu, fiindcă plata păcatului într-adevăr este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Prin credința în El, căpătăm iertare, primim viața veșnică și suntem transformați în făpturi noi, în așa fel încât nu ni se mai pare greu să-l urmăm pe El, așa cum i s-a părut acestui tânăr care n-a vrut să renunțe la bogățiile sale. În continuare, Domnul îi ia pe ucenici deoparte și le vestește moartea și învierea sa. Așa cum este scris începând cu versetul 31, Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, Iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini, căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor bat jocuri, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi -a ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Isus. Încă o dată, dragii mei, vedem felul firesc în care ucenicii priveau lucrurile, ei se întorseseră la Domnul, primiseră iertare, erau ucenicii ai săi, însă, până când s-a coborât Duhul Sfânt în toată plinătatea la cinzecime, încă mai aveau o gândire firească. Mergeau spre Ierusalim și se gândeau... Că foarte curând urma să fie inaugurată împărăția lui Dumnezeu, Domnul Isus să se așeze pe tronul de Domnie al lui David, de aceea puneau mereu această întrebare: În vremea aceasta vei așeza împărăția lui Dumnezeu? Se vede clar că pentru ei nu intra în calcul gândul acesta al suferinței. Încă nu înțelegeau că înainte de a împărăți cu Domnul, trebuie să suferim împreună cu El. Iar în cazul Domnului însuși, iată, el aplică aceste cuvinte la sine însuși. El însuși s-a lepădat de sine, s-a oferit să moară în locul nostru și despre aceasta le spune și ucenicilor. Iată, ne suim la Ierusalim și se va împlini tot ce a fost scris prin proroci. Mântuirea nu putea să fie făcută în nicio altă formă decât prin moartea Domnului Isus, prin jertfa sa perfectă, trebuia plătit prețul pentru păcatele noastre și pe urmă Domnul urma să învieze și să se înalțe la ceruri. Despre aceste lucruri le vorbea Domnul Isus. Iată, a treia oară deja îi anunță că vor urma toate aceste fapte în Ierusalim, dar lor li se părea că este tot o vorbire în pilde și spune cuvântul în versetul 34. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Isus. Așa cum el însuși a spus, Va fi dat în mâna neamurilor, îl vor jocuri, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Iar acesta practic este conținutul Evangheliei din punctul acesta înainte, din uh, capitolul 19 până la final, în capitolul 24, avem redate aceste lucruri, cum Domnul Iisus intre în Ierusalim și în ultima săptămână are de înfruntat disprețul Păturii religioase a Israelului, iar în cele din urmă toate suferințele sale, moartea sa pe cruce și încununarea lucrării sale prin învierea sa glorioasă a treia zi. Despre aceasta vom vorbi în continuare cu ajutorul lui Dumnezeu, începând cu capitolul 19. Acum, însă, ne uităm și la un alt exemplu care este lăsat nu întâmplător, tot aici, în capitolul 18. Al unui alt om care se apropie de Domnul Isus, căutând ceva pentru viața lui. Este vorba de un orb, așa cum este scris, începând cu versetul 35: Pe când se apropia Isus de Erihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus: Trece Isus din Nazaret. Și el a strigat: Isuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare fiul lui David, ai milă de mine. Și, dragii mei, observați cât de mare diferență între omul acesta orb fizic și tânărul bogat care era orb spiritual. Orbul acesta din Ierihon avea ochii sufletului său deschiși, avea lumină de la Dumnezeu pentru că el nu se adresează Domnului cu aceeași formulă bunul învățător, ci arată că știau un mare adevăr. Domnul Isus era Mesia cel promis. De aceea este scris că el a strigat Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Denumirea aceasta, fiul lui David, indica faptul că el credea că Iisus din Nazaret este adevăratul Mesia, cel care urma să se nască din familia regală a lui David. Și este scris de asemenea faptul că mulțimea a căutat să îl oprească să se apropie de Domnul, Așa cum am citit în versetul 39, cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare. Fiul lui David, ai milă de mine. Observați, dragii mei, așa se întâmplă și în realitatea zilelor noastre. Când un om vrea să se apropie de Dumnezeu, când vrea să capete mântuirea, mulți din cei din jur, uneori chiar cei din familia lui, caută să-l oprească. Mediul exercită o astfel de influență, caută să împiedice orice căutare de a se apropia de Domnul Isus. Ce să faci atunci când toți stau împotrivă? Iată ce a făcut acest orb. El țipa și mai tare. Deja nu se mai ruga, ci rugăciunea lui se transformase într-un strigăt. El țipa și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine. Când oamenii din jur se pun împotriva ta, nu înceta să strigi la Domnul, strigă la el, caută până la capăt mântuirea sa, pentru că Domnul îți va răspunde. Și observați, așa s-a întâmplat și în acest caz. Isus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el și după ce s-a apropiat, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Isus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Dragii mei, acest orb nu doar și-a căpătat vederea fizică, ci a căpătat lucrul cel mai important, viața veșnică, ceea ce n-a primit tânărul bogat. El a primit mântuirea lui Dumnezeu, fiindcă Domnul Isus îi spune, căpătă-ți vederea, dar îi dă ceva și pentru sufletul său. Credința ta te-a mântuit. Îi dă lucrul cel mai important, mântuirea, iertarea de păcate, făgăduința vieții veșnice. Iar din acest punct înainte, Practic, orbul a fost un om nou. S-a produs o adevărată naștere din nou. Nu doar că și-a căpătat vederea, dar spune cuvântul aici că el a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Orbul acesta a devenit un ucenic al Domnului chiar înainte să apuce Domnul să-i spună mergi în urma mea, fiindcă nu concepea un alt fel de a-și duce viața decât urmându-l pe Domnul. El a mers după Isus, și se arată și în ce fel, slăvind pe Dumnezeu. Viața lui a devenit o mărturie pentru cei din jur, fiindcă este scris în continuare în versetul 43: Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Poate că nu s-au întors toți la Dumnezeu, cu siguranță, de fapt, nu cred că s-au întors și ei la Dumnezeu, poate doar o mică parte din această mulțime. Fiindcă mai departe vom vedea că ei s-au lepădat de Domnul, că l-au dat mâinile lui Pilat și au strigat răstignește-l, însă, în mod cert a fost vorba de o mărturie. Și iarăși vin la o aplicație pentru zilele noastre. Când viața ta este transformată, când primești mântuirea, începi să-l lauzi pe Dumnezeu. Intră în viața ta ceea ce se numește bucuria mântuirii sau dragostea din tâi, iar acest lucru nu poate să nu fie văzut de cei din jur. Oamenii vor ști Că s-a întâmplat ceva radical în viața ta, vor vedea transformarea, te vor vedea ca un om cu totul nou. Aceasta este dovada cea mai clară că ai căpătat iertare, că ai fost mântuit. Poate nu toți se vor întoarce la Domnul, dar cel puțin vor avea o mărturie, vor putea să înțeleagă că a fost vorba de o lucrare de la Dumnezeu. Cu aceasta mergem către partea aplicativă și am să încep printr-o întrebare pe care ar trebui să ne punem fiecare. Cine este Domnul Isus pentru noi? Pentru cei doi oameni din acest capitol am văzut ce mare diferență era în raportarea lor față de Domnul. Pentru unul el era doar un bun învățător, pentru celălalt era Mesia fiului David. Cine este Domnul Isus pentru noi? Este el doar un învățător? Este un mare filozof, un învățător moral, este un personaj religios, poporul acesta nici măcar atât nu mai știe că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, că El și-a dat viața pentru noi. Cine este El pentru tine? Nu poți să capeți mântuirea decât în momentul în care înțelegi cine este Domnul Isus, fiindcă El este singurul care poate să dea iertare de păcate, care poate să mântuiască. El este singurul care poate să spună și ție, credința ta te-a mântuit. Într-adevăr, el este învățător, dar este și domn, așa cum înțeleseseră ucenicii și cum le spune el în noaptea dinaintea răstignirii sale, voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că -și sunt. Așadar, el este învățătorul, dar este și domnul. El este stăpânul, el este cel care are autoritate asupra vieților noastre, Poate nouă ne lipsește puțin înțelegerea ceea ce înseamnă domn sau stăpân. În societatea de atunci exista încă practica aceasta a sclaviei, și era foarte simplu să înțelegi că un rob sau un sclav avea un stăpân, el nu putea să facă ceea ce își dorea, trebuia să se raporteze tot timpul la dorința stăpânului său el depindea de ceea ce Domnul lui îi arăta că trebuie să facă. În același fel și noi trebuie să ne lepădăm de noi înșine și să înțelegem că în momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, în momentul în care suntem mântuiți, intrăm sub autoritatea Domnului nostru. De aceea Apostolul Pavel punea această condiție primilor creștini, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Trebuie să mărturisești că ai un domn. Aceasta se cerea primilor creștini, aceasta se cerea unui om care se întorcea la Dumnezeu. Și aceasta cerem și noi, dragii mei, știți, de fiecare dată când am avut un botez, a fost o mărturie a acelui om, nu doar că a căpătat iertarea, că a avut o naștere din nou, ci și că are un domn al vieții. Din momentul acela, tu intri sub autoritatea domnului tău, și nu mai puteți face ce voiți, spunea Apostolul Pavel. Noi trebuie să rămânem în ascultare de voia lui, să vedem ceea ce el dorește, ceea ce el ne arată că trebuie să facem. Nu mai suntem oameni independenți în luarea deciziilor și în felul în care trăim, ci ne supunem voința noastră, voii sale, care este bună, plăcută și desăvârșită. Aceasta înseamnă să îl primești pe Iisus Hristos ca Domn al vieții tale. Și revin la această întrebare. Poate spui El este Mântuitorul meu, dar întreabă-te bine dacă este și Domnul vieții tale. Să înțelegem bine aceste lucruri, ambele vin împreună. Nu poți să primești doar mântuirea Domnului fără să intri sub autoritatea Lui, fără să-l recunoști pe El și ca Domn al vieții tale. În al doilea rând, vorbim puțin și despre această piedică pe care o constituie bogăția în calea celor care ar putea să-L urmeze pe Domnul. Pare că în Evanghelia după Luca există o obsesie în abordarea acestei teme a oamenilor bogați. Am tot văzut cazuri de bogați, l-am văzut pe bogatul căruia i-a rodit țarina și care a zis că își va face hambare mai mari, iar Domnul i-a cerut în noaptea aceea sufletul și a spus chiar că este nebun, că a lucrat ca un om fără rațiune, fără judecată. De asemenea, l-am văzut pe bogatul nemilostiv, la ușa căruia stătea Lazar, omul credincios lui Dumnezeu, chiar și în cele mai aspre condiții ale vieții sale. Am văzut așadar mai multe cazuri de oameni bogați, am văzut și pilda cu bogățiile nedrepte. De data aceasta este vorba de un tânăr bogat care a venit căutând viața veșnică și a plecat fără să primească ceea ce își dorea, fiindcă bogăția i-a fost o piedică în a urma pe Domnul. În cazul lui, aceasta a fost piedica. Însă pot să fie și altele, în diferite cazuri, în diferite circunstanțe, poate tu spui, eu nu sunt un om bogat, nu am această piedică. Dragii mei, orice lucru care ne împiedică să-L urmăm pe Domnul, trebuie dat la o parte, fiindcă despre aceasta este vorba atunci când El ne cere să ne lepădăm de noi înșine și nu doar atât, ci și de tot ceea ce avem. Așa cum am citit în capitolul 14, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Să te lepeți de orice părere bună despre tine, de orice idee că tu ești un om moral, poate te gândești că ai crescut într-o familie morală, într-o familie creștină. Dragii mei, orice obstacol trebuie dat la o parte. Ca să-l poți urma pe Domnul, lucrurile acestea trebuie lepădate, iar omul trebuie să vină înaintea sa așa cum este, văzându-și starea de păcat, văzând în Domnul pe Mântuitorul care și-a dat viața pentru ispășirea păcatelor noastre și în același timp primind, acceptând domnia sa asupra vieților noastre. Aceasta înseamnă lepădare de noi înșine, iar la sfârșitul umblării noastre pe acest pământ, la sfârșitul parcurgerii acestui drum, ne așteaptă Domnul, cel care ne va primi în viața veșnică în eternitatea fericită alături de el. De altfel, dragii mei, bogățiile pe care le-am putea avea pe acest pământ sunt doar uh, înșelătoare. Ele sunt trecătoare, ele pot dispărea dintr-o dată, mai ales în contextul acesta dificil în care trăim, și mai bine ar fi ca noi să renunțăm la aceste lucruri dacă ele ne sunt o piedică în a urma pe domnul. Aceasta pentru că el a făcut și această afirmație. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Bogățiile de pe acest pământ, indiferent cum ar fi, mai mari sau mai mici, ele sunt nedrepte, adică sunt nemeritate, nu sunt ale noastre, sunt date de către Dumnezeu. Noi suntem doar ispravnici sau administratori ai acestora. Avem responsabilitate din partea lui Dumnezeu. Iar în aceste bogății nedrepte, spunea Domnul, noi trebuie să fim credincioși, noi trebuie să ne dovedim credința. Dacă ele sunt o piedică în calea apropierii noastre de Domnul, trebuie să le dăm la o parte, trebuie să avem grijă de cei săraci, să nu lăsăm nimic să se pună între noi și Domnul nostru. Fiindcă, la sfârșit, iată, El vorbește despre adevăratele bogății. Acestea sunt cele care ne așteaptă în momentul revenirii sale. Atunci vom primi adevăratele bogății cele care nu pierd, cele care nu ruginesc, pe care nu le fură hoții, pe care nu le mănâncă molile. Adevăratele bogății sunt cele din ceruri, tot ceea ce am făcut pentru Domnul în numele Lui, slujindu-i ca și oameni născuți din nou, toate aceste lucruri vor avea o răsplată. După momentul răpirii bisericii va avea loc ceea ce se numește judecata de evaluare a lucrării fiecăruia sau judecata de răsplătire. Atunci abia vom vedea ce mare preț a avut renunțarea la felul acesta de viață firesc și lumesc, decizia de a-L urma pe Domnul și toată slujba pe care am făcut-o în numele Său. Adevăratele bogății ne stau înainte. Dacă nu te-ai întors la Domnul, nu pleca așa cum a plecat acest tânăr bogat, lasă la o parte orice lucru care te-ar împiedica, leapă dă dăl de o parte și vino în urma Domnului Isus. Iar dacă suntem copii ai săi, să se vadă lucrul acesta în viața noastră, să vadă toți că suntem făpturi noi, că nu ne împiedică nimic și nimeni să-i slujim lui, având privirile îndreptate către ceruri de acolo de unde se va întoarce Domnul pentru a-și lua biserica în slavă. El să ne ajute pe toți să înțelegem prețul acesta nespus de mare al cunoașterii mântuirii sale, care depășește orice bogăție lumească, orice avere de pe acest pământ. El să fie astfel slăvit în viețile noastre, în fiecare zi, până când vom sta înaintea sa. Amin!